Bună ziua, bine ați venit. Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună la lansarea candidaturii colegului meu, Radu Samson. Mă bucur foarte mult că președintele partidului Nicușor Dan este aici. Bun venit, Nicușor. Bine v-am găsit. Bun, în partea stângă, mai departe, l-avem pe Cristian Ghica, vicepreședinte al partidului. Mă bucur că ești aici. Mai departe, Cosette Chicherău, deputată de Iași și vicelider parlamentar. Bun venit, Cosette. Mă bucur că și Lucian Viziteu, deputat de Bacău, este aici. Bine, bine. Mă bucur asemenea că și domnul Ioan Ploscaru de la Piatra, președintele Primarul care este aici. Bun venit tuturor. Mă bucur foarte mult că lansăm o candidatură foarte importantă pentru USR. USR este un partid foarte tânăr, dar în ultimele două alegeri am fost învingători. Am fost învingători la București, unde, în ciuda tuturor piedicilor, am ieșit pe locul 2. Puteam să fi și câștigat o primărie dacă s-ar fi acceptat renumărarea voturilor. Am fost învingători și la alegerile parlamentare, când doar după câteva luni de pregătire am reușit să căpătăm încrederea a 600.000 de români. Este un lucru foarte important pentru noi, faptul că așa de mult lume ne-a dat un cec în alb pe care noi trebuie să-l tratăm cu responsabilitate. Faptul că la 8 luni de la, sau mai puțin de la 8 luni de la înființarea USR, suntem aici adunați la Roman, arată că ne dezvoltăm. Ne dezvoltăm atât în orașele mari, cât și în orașele de mărime medie, dar și la țară. Sunt foarte onorat să avem așa de mulți oaspeți în jurul nostru și vreau să punctez faptul că, în ciuda faptului că suntem un partid tânăr, nu vin cei de la București, nu vin cei de la centru să caute candidați. Avem filiale care sunt destul de puternice să aibă candidați proprii și să fie proactive și să propună candidați proprii. Pentru asta mă bucur foarte mult că tu, Radu, vrei să asumi acest pas. Ai demonstrat până acum că ai făcut foarte multe lucruri. Pentru cine nu-l cunoaște pe Radu Samson, este un antreprenor. Imediat după ce a căpătat drept de vot și a început firma lui, a vândut mai mult de 500 de apartamente în tot Romanul, deci îl cunoaște foarte, foarte, foarte multă lume. Este un profesionist și este foarte implicat civic. Mai departe, cred că voi da cuvântul președintelui USR, Nicușor Dan, ai cuvântul. Bună ziua! Bine ați venit la lansarea candidatului nostru, Radu Samson, la primăria Roman. USR este un partid care, așa cum a spus Iulian, are filiale cu autonomie. Filialele astea găsesc oamenii și soluțiile cele mai potrivite pentru localitatea în care activează. Și o să vedeți în programul candidatului nostru soluțiile pe care el le propune pentru Roman. USR este un partid în care Moldova contează, ceea ce nu se prea întâmplă cu partidele din România, și ăsta este motivul pentru care foarte multă lume a venit la lansarea candidatului nostru din Roman. USR este un partid solidar. O să vedeți mulți la parlamentari și la lansarea candidatului nostru din Târgu Jiu și la lansarea candidatului nostru din Craiova și la lansarea celorlalți candidați ai noștri la aceste alegeri locale parțiale. Și USR-ul este un partid care se ține de cuvânt. A promis că nu face compromisuri. Nu a făcut compromisuri. A promis că aduce oameni noi în politică. A adus oameni noi în politică, mai mult de atât. A adus oameni competenți în politică. A promis că
preia problemele societății și se duce cu ele înspre politică pentru a le găsi o rezolvare politică și face asta în fiecare zi. Ieri ați văzut un coleg de-al nostru a venit cu proiectul de lege pe care societatea îl aștepta de foarte mult timp, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Ați văzut pe colegii noștri din Comisia Juridică opunându-se la redefinirea conflictului de interese. Ați văzut pe colegii noștri din Comisia Juridică propunând un proiect de lege pentru limitarea accesului la funcție publică pentru persoane condamnate penal. Sunt lucruri pe care societatea le cere și pe care USR-ul, prin reprezentanții săi în Parlament, le propune. Uneori are succes, alteori nu are, dar rezonează întotdeauna cu ceea ce cer oamenii, cu ceea ce cere societatea. E același lucru pe care încercăm să-l facem la nivel local, să găsim soluțiile și oamenii cei mai potriviți pentru rezolvarea problemelor oamenilor. Cred că Radu Samson e un bun exemplu. Mulțumesc, Tăpușor. Radu, te rog, da? Ai cuvântul. Aș dori să încep prin a le mulțumi atât președintelui nostru, mă scuzați, Nicușor Dan, pentru prezență, cât și lui Iulian pentru găzduire și, evident, celorlalți colegi ai mei din USR. Prezența lor astăzi aici demonstrează doar că USR este mai mult decât un partid. USR este acel grup de prieteni la care atât eu, cât și fiecare dintre dumneavoastră putem apela cu încredere pentru consultanță de specialitate în orice domeniu, pentru un sfat sau pentru găsirea unei soluții în vederea rezolvării oricărei probleme. USR este un partid făcut de cetățeni pentru cetățeni. Legat de subiectul întâlnirii noastre de azi, pot să vă spun că mă simt onorat să candidez la cea mai înaltă funcție, la funcția de primar al orașului în care m-am născut și pe străzile căruia am copilărit. Am crescut în Roman, mi-am făcut prieteni în Roman, am învățat în Roman și tot în Roman am avut ocazia să deschid o societate înainte de a împlini 20 de ani. Deci toate realizările mele s-au întâmplat în Roman, motiv pentru care tot Romanul îmi dă acum ocazia să-i întorc sprijinul. Ca primar, în continuare, mă voi plimba împreună cu soția seara prin oraș, pe străzile orașului sau pe aleile parcului municipal, pentru a localiza problemele. Iar a doua zi la birou, evident, împreună cu aparatul de specialitate al primăriei și cu membrii Consiliului Local, vom găsi soluții. Soluții bune pentru cetățeni, gândite de un cetățean, nu de primar. Eu consider că e foarte important ca, chiar dacă ajungi primar, să-ți păstrezi perspectiva de cetățean asupra lucrurilor. E o perspectivă mult mai importantă decât perspectiva oricărui funcționar, perspectiva de cetățean. Romanul are nevoie de mai mult decât frumusețea arhitectonică, așa cum am zis și în declarații anterioare. Romanul are nevoie de îmbunătățirea condițiilor de trai, atât pentru noi cei care am rămas acasă, cât și pentru cei pe care vrem să-i ademenim înapoi acasă, prieteni, prieteni apropiați, cunoștințe, cu toți avem rude, de care ne e dor și le vedem o dată pe an, și locul lor e aici, acasă, în Roman. Și tocmai pentru acest motiv trebuie împreună să facem Romanul un loc în care ei să-și dorească să se întoarcă, inspirați de cât de bine vom trăi noi în Roman. Vă invit ca în perioada care ne desparte de ziua alegerilor, pentru că mai sunt cam 5 săptămâni până atunci, să urmăriți cu atenție proiectele pe care le propun eu. Eu am elaborat ceva planuri și vă recomand tuturor celor care mă cunoașteți sau nu mă cunoașteți, mă puteți opri pe stradă, mă puteți contacta în mediul online, oricum doriți, numărul meu de telefon e destul de public de altfel și vă rog chiar insistent să mă contactați și să-mi spuneți părerile voastre despre proiectele mele sau despre alte idei bune pe care le aveți voi pentru Roman. E important să lucrăm împreună
și să facem planuri împreună, ca apoi să ne putem bucura tot împreună și de rezultate. Acum, eu vă mulțumesc și aștept în continuare să-mi urmăriți parcursul în campanie. Felicitări din mult, drag Radu. Suntem alături de tine. Felicitări. Vă mulțumesc pentru prezență. Cosette, te rog. Bună ziua! Îmi pare foarte bine să fiu aici la Roman. Sunt deputat de Iași și noi în USR vrem ca Moldova să fie unită, solidară și să aibă o voce la București. De asta ne bucurăm foarte mult că Nicușor e aici cu noi. După cum știți, partidele mari ignoră Moldova. Unul pentru că este foarte corupt și este interesat în special de sudul țării și celălalt pentru că nu poate mai mult. Noi la USR, deși suntem un partid nou, vrem să arătăm că putem guverna și la nivel local și apoi la nivel central cu onestitate și cu competență. Astea au fost promisiunile noastre și în campania de la locale și de la parlamentare. Ne ținem de cuvânt și mergem înainte. Avem nevoie de o rețea de orașe în Moldova, bine administrate, care comunică între ele și care implementează cele mai bune practici în administrație publică și învață unele de la altele. Fie că e vorba de combaterea corupției, fie că e vorba de atragerea de fonduri europene, atât de importante în dezvoltare, fie că e vorba de spații verzi, de transport public, de școli, spitale sau orice altă problemă. Iașul, bineînțeles, este cel mai mare oraș din Moldova, dar atunci când Iașul crește și celelalte orașe cresc și când celelalte orașe din Moldova cresc și Iașul beneficiază. Deci suntem aici ca să dăm un mesaj de solidaritate și ca să susținem un candidat în imaginea USR-ului competent și cinstit. Vă mulțumesc! Mulțumesc din inimă, Cosette, da, avem nevoie de solidaritate și avem nevoie de o viziune pentru Moldova. Mai departe, îl invit pe colegul nostru, Cristian Ghica, vicepreședinte al USR. Mulțumesc de invitație. Vreau să-l felicit pe Radu pentru, zic eu, curajul legat de dovadă să se înscrie în competiția electorală. Nu cred că o să fie o cursă simplă. Am încredere în el. Mă bucur foarte tare că este un fiu al orașului jet by jet și că este foarte mândru de treaba asta. Eu pot să vă spun ca om care s-a ocupat de extindere teritorială că, din punctul meu de vedere cel puțin, dar alegerea asta din 11 iunie pentru noi o să fie practic un nou început, cred eu. O să vedeți un partid, cred eu, care o să urce treaptă cu treaptă spre vârful politicii românești. Cred treaba asta și sper să începem de la administrația locală, pentru că noi, de fapt, la București, pe administrația locală am pornit și asta ne-am dorit să demonstrăm, că putem să facem administrație locală. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Cristian! Să știi că este o foarte mare onoare pentru noi faptul că voi toți din toată țara ați venit să lansăm prima candidatură din țară la Roman. Înseamnă foarte mult pentru noi. Mulțumesc mult! Mai departe, voi da cuvântul colegului meu, Lucian Viziteu, de la Bacău. Mersi, Iulian. Cu o mică excepție, scuzabilă, cred, datorită stării drumurilor între Vaslui și aici, toți parlamentarii din Moldova sunt prezenți. În parlamentarul de Bacău, de Neamț, de Galați și de Iași. Dar Mihai ajunge acuș. Mihai trebuie să ajungă, dar da. Știm cum sunt drumurile. Despre colegul meu Samson, aș putea să vă spun multe, dar cu siguranță veți afla dumneavoastră în această campanie. Eu aș vrea să vă spun că Romanul s-a bucurat în timp de mari personalități și de aici cele care îmi sunt cele mai dragi mie sunt cele de cultură, cum este Mihail Joara sau Sergiu Cilibidache, și cred că Radu are șansa să-și scrie și el numele în istoria Romanului printr-un profesionalism în această înaltă funcție. Radu, îți urez mult succes și avem mulțumesc. Mare încredere în tine. Să ai grijă să nu ne dezamăgești. Cu siguranță. Mulțumesc mult, Lucian. Abia aștept să strângem semnături împreună, noi toți moldovenii și cu invitații noștri de la București. O să începem asta imediat după ce terminăm conferința de presă. Bogdan, colegul meu, deputat de Galați, ai cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Sunt Bogdan Rodeanu, deputat de Galați, undeva mai în sudul Moldovei, dar cu mândrie spun că sunt mândru că sunt moldovean. Pasul pe care îl face Radu în momentul de față de a candida la primăria Romanului este un pas pe care Uniunea Salvați România îl sprijină.
îl sprijină și l-a mai făcut, l-a mai făcut la parlamentare, unde a promovat oameni tineri, buni profesioniști, care confirmă în momentul de față, prin inițiativele pe care le au și prin poziționarea politică pe care o fac, într-adevăr își doresc să facă ceva mai mult decât partidele tradiționale și într-un anumit fel, la modul onest, corect. Suntem o echipă, suntem o echipă națională care ne-am unit în jurul lui Radu, îl cunoaștem, e un tânăr profesionist, este un om cinstit, este un om cu onoare și un om care, pentru care pasul firesc este acela de a-și reprezenta concetățenii săi și avem încredere că va face tot ce stă în putință să le facă nu numai viața mai ușoară, dar ca aceștia să-și vadă viitorul în aceeași fel. Felicitări, Radu! Mulțumesc! Mulțumim mult, Bogdan, dacă toată Moldova este alături de noi, vom reuși cu siguranță și nu în ultimul rând aș vrea să dau cuvântul colegului meu, Ioan Ploscaru. Suntem o echipă mare la Neamț, atât în Târgu Neamț, Roman, dar și Piatra Neamț. Te rog frumos, ai cuvântul. Radu, bună ziua tuturor. Radu face parte dintr-un grup organic, USR Neamț, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Roman. Am satisfacția, pot să spun, că avem trei echipe care fac o singură echipă. Și avem, cum să spun, un privilegiu să ne reprezinte cel mai vârstă dintre noi în Parlament. Este o chestie extraordinară. Pentru mine, mesajul de uniune pe care l-au transmis toți cei prezenți astăzi, parlamentarii, președintele Uniunii Salvas România, mesajul de uniune, momentul de față este fundamental. Este un mesaj pe care noi ar trebui să-l transmitem cumva în societate. În societate pentru că ne fărâmițăm de foarte multe ori pe lucruri mărunte și e momentul poate să începem să vedem lucrurile împreună. Pot spune acum, după campania de la alegerile parlamentare, și de data asta avem cu cine. Mulțumesc! Mulțumim din inimă domnului Ploscaru. Suntem deschiși pentru întrebări din partea presei acum. Flora Ordean, Roman 24 online. O întrebare întâi domnului Samson. Care credeți că sunt daturile dumneavoastră în fața celorlalți voi contracandidați, adică cei ai PNL-ului și PSD-ului, cel puțin pe ăștia-i cunoaștem până acum, și care puteți aborda campania electorală pentru a aduce la cunoștința rămașcanilor mesajul dumneavoastră? În ceea ce privește pe contracandidații mei, ce anunțați până acum, cel puțin, pot să spun că sunt și ei oameni la fel de competenți, nici nu-mi cape vorbă că n-ar fi, sunt oameni cu experiență, dar cred că e nevoie de o energie nouă în Roman. Și nu știu de unde ar putea veni mai multă energie nouă decât de la un primar de 30 de ani. 31 voi avea până în ziua alegerilor, deocamdată am 30 și consider că ăsta e marele meu avantaj, entuziasmul care vine odată cu vârsta și deschiderea spre cetățeni. Eu în continuare voi merge la fel ca toți cetățenii la cumpărături, nu știu de câte ori v-ați întâlnit cu primarii dinainte, în piață, în Kaufland, mă refer seara, nu în perioada campaniilor sau cu scopuri lucrative în zona respectivă. Legat de cum voi transmite mesajul, cei interesați vor putea accesa site-ul pe care îl voi lansa săptămâna viitoare, radusamson.ro, e site-ul. Proiectele mele vor ajunge cu siguranță și în atenția presei și, evident, foarte mulți romașcani mă cunosc deja și vor avea ocazia să stea de vorbă în această perioadă de precampanie și în perioada campaniei electorale, vor avea ocazia să stea de vorbă cu mine față în față. Persoanele care vor să acceadă la
funcție în administrația publică locală? Mm-hmm. Nu o să avem candidați în 49 de localități. O să avem numai acolo unde avem o organizație care este funcțională și care poate să dea un candidat potrivit pentru localitate. Adică nu o să candidăm de dragul de a candida. În perspectivă, deci noi în momentul ăsta avem cam 60 de filiale locale în țară. Ne propunem ca în 2 ani să acoperim aproape toate orașele și 100 de comune, special din zona periurbană. Este ținta noastră realistă pentru anii următori. Întrebarea nu e clar pentru cine e formulată, voi începe eu cu o jumătate de răspuns. De cine mă curajos? Da. Eu am avantajul locului, deci clar sunt mai curajos în situația asta. Așa cum ziceam și la întrebarea anterioară, voi folosi toate canalele media de comunicare, pe care cu siguranță toți romașcanii le accesează, adică discutăm de presă scrisă, online, discutăm de televiziuni locale, televiziuni online, există foarte multă varietate în presă în Roma și asta e bine. Și așa cum am zis, există și pagina de Facebook de candidat Radu Samson, pe care vor fi publicate aceste programe, aceste proiecte și cu siguranță cel mai pentru un studiu cât mai aprofundat al ideilor, le puteți găsi pe site unde veți găsi. Site-ul va fi lansat săptămâna viitoare, radusamson.ro, repet. Acolo veți găsi și biografia mea și un proiect pe care eu l-am intitulat Porunci cetățenești. Unii dintre dumneavoastră deja știu despre ce e vorba. E vorba despre cum putem noi fi mai buni, noi ca cetățeni, fiecare în dreptul lui, cum putem fi mai buni, pentru a spera apoi la o societate mai bună. Și implicit acolo va fi o pagină specială dedicată proiectelor de campanie. Chiar aș vrea să mă folosesc de această ocazie, să spun că poate cel mai important proiect pe care l-am pregătit și proiectul pe care cu siguranță îl voi implementa în prima zi când voi intra în primărie, va fi transparentizarea tuturor cheltuielilor primăriei Roman. Am zis și cu alte ocazii, dacă vă uitați pe site-ul primăriei Roman, nu există deloc transparență, nu știm ce pe ce s-a cheltuit. Și e prima hotărâre pe care aș lua-o în calitate de primar și pe care deja am depus-o și în calitate de cetățean la secretariatul primăriei și aștept un răspuns din partea primăriei cu formularul pentru strângerea de semnături de susținere a proiectului. Aș vrea să adaug puțin aici și să completez și răspunsul doamnei inițial. Ți-ai pus o întrebare foarte bună. Care e diferența între un candidat USR, cred că e Radu sau oricare, și candidați de la PSD-PNL? După părerea mea, diferența este de spațiu de manevră. În partidele istorice știm că primarii, chiar dacă sunt aleși direct, se pot delimita greu de poziția partidului. Și această ingerență între administrație și partid se duce uneori la decizii foarte mărunte. Astfel încât vedem câți ajung închiși, da? Sau condamnați definitiv sau în curs de condamnare. Pentru că nu reușesc să-și exercite propria voință. La întrebarea doamnei, proiecte, nu cred că e bine să furăm startul campaniei, Radu, din acest motiv le-a amânat, dar eu aș zice că prima calitate trebuie să fie de bun simț. Romanul, cum a spus, are nevoie de locuri de muncă. Măsurile care se iau în acest sens sunt de bun simț. Atâta timp cât are în spate un partid care îi dă un simplu mandat, fii de bun simț, lucrează în folosul cetățeanului, nu ai nicio responsabilitate față noi, nu trebuie să ne oferi contracte sau... Eu cred că va face o treabă foarte bună. Și aici cred că este diferența esențială. Avem încredere în el că va face tot ceea ce trebuie pentru cetățenii romani. Și asta ar fi diferența fundamentală față de alte partide. Dacă îmi permiteți, aș vrea să completez cu răspuns la întrebarea doamnei Urdean și apoi la întrebarea doamnei Baciu. Diferența între cei doi candidați și Radu este că cei doi sunt prieteni din tinerețe, au fost
colegi de partid la un moment dat au fost inamici politici, au fost în aceeași barcă, au schimbat două sau trei partide, fac parte din scena politică romașcană și sunt total reprezentativ pentru politica din România, indiferent de cât de competenți ar fi și care ar fi alte, și care ar fi calitățile lor umane. Aceasta este diferența. Noi nu credem în schimbarea din interior. Noi credem într-o schimbare care vine din afară. Prezența celor doi domni candidați arată că celelalte partide merg pe aceeași linie. Promovează aceiași oameni. Oamenii care au fost în PDL au trecut la PSD, oamenii care au fost la PSD au trecut la UNPR, PNL și ne vorbesc de principii. Nu mai comentez mai mult. Răspuns doamnei Paciu. Dacă vedem 6 parlamentari, 7 suntem sau 6? Aici, la mulți. Și încă unul este pe drum. 7 cu Mihai pe drum. 7 cu Mihai pe drum. La lansarea candidaturii, abia aștept să vedem și să vedeți cum o să fie campania noastră. Dacă suntem 6 aici, o să fim dublu pe stradă, întâmpinând lumea, vorbind, bătând la porți, arătând deschidere și susținând un om care nu a cotizat la partid pentru a primi această onoare și funcție și care nu promite susținerea din partea 80 de angajați sau nu știu câți alți subordonați, doar pentru că noi credem în el, iar el crede în noi. Nu există o altă relație de obligație între Radu Samson și USR. Face parte din echipa noastră și îl susținem. Aceasta este diferența. O arătăm acum și o să o facem în precampanie, când o să fim foarte mult pe stradă la strâns semnături, atât eu, când o să vin în teritoriu, cât și Radu la cort, dar și în timpul, și Lucian, mulțumesc că te-ai arătat disponibil, și în timpul campaniei. Mulțumesc. Domnule președinte, s-au da? Mai intensiv apele în partea. Nu l-ați văzut tulbul vreodată? Sunt într-un partid cu oameni foarte inteligenți, opiniile sunt tot timpul foarte efervescente și uneori divergente, dar e o simplă dezbatere de idei înainte de congres. În rest, partidul e foarte stabil. Nu ți-anunță radicale, fracturi? Nu, 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 nu. Cum ați încheiat, domnule președinte, socotelile cu el, cu care a fost destul de dur cu partidele politice după campaniile la parlamentare? Noi am avut cheltuieli pe alegerile parlamentare, am avut cheltuieli de 1.900.000 și din banii ăștia am luat înapoi 1.300.000, nu am luat 600.000. Din cei 600.000 pe care nu i-am luat, cam 230.000 sunt pe donațiile online și aici este partea cea mai tristă a relației noastre cu autoritatea electorală permanentă, pentru că suntem singurul partid mare care a apelat la donații. Ce poate să fie mai democratic decât ca mulți oameni să-ți doneze 100 de lei, 50 de lei, cât consideră de cuvință, fără să-și ceară nimic în schimb? Am avut cam 2000 de oameni care ne-au donat bani. Între ei și USR a existat o asociație care a făcut softul și un procesator de plăți, pentru că puține persoane juridice din România, din cauza problemelor de securitate, pot să primească bani prin card. Da? Și autoritatea electorală permanentă a considerat că nouă nu ne-au dat banii cetățenii care chiar ne-au dat, ci că ne-au dat banii această asociație care a făcut softul. Și lucru care e interzis de lege. Asta este interpretarea lor. O să mergem în instanță așa cum am mers deja pe soluția de la alegerile locale. În rest, alți bani pe care nu ne-au dat au fost fie pe chestiuni foarte punctuale, cum ar fi că pe factură au nu s-a trecut județul sau localitatea sau, în fine, niște scăpări de formă, sau din nou o chestiune de
fond, la fel de ilogică, e o prevedere care spune că trebuie să ai, în momentul în care îți faci publicitate, trebuie să ai semnătura persoanei unde ți-ai făcut publicitatea, inclusiv online, și noi nu l-am prins pe domnul Țucă, cum îl cheamă? Zuckerberg, să-i luăm semnătura pentru Facebook și pe patronii Google să ne dea, adică am avut o factură online așa cum o emit ei. Cam astea sunt problemele mari cu diferența de finanțare pe care pe unul mi-a dat. Și la neamță, s-au încheiat sucutele? La neamță încă nu s-au încheiat sucutele, le așteptăm. La locale la Roma s-a vorbit despre o înțelegere între PSD și PNL, care nu știu dacă s-a confirmat mai târziu sau nu. Pentru prima dată PSD-ul acum dă șanse așa, că are un candidat care vrea să joace pe bune. Ce te face pe tine să crezi că de data aceasta va fi o campanie în adevăratul sens al cuvântului și nu putem să vorbim iară, nu știu. Tot a spus că sunt prietenii între cei doi contracandidați la PSD și PNL. Nu pun la îndoială intențiile candidatului. Dacă discutăm despre intențiile partidelor, putem discuta la nesfârșit. Și despre istoricul colaborării acestor două partide, în Roman și Neamț implicit, pot să vă zic că pentru mine e suficientă dovada existenței unei înțelegeri. Sunt suficiente, sunt două lucruri de fapt. În primul rând, ridică ceva suspiciuni faptul că, așa cum zicea și Iulian mai devreme, candidatul PSD are origini în fostul PDL, care actualmente a devenit PNL, și de partea cealaltă, paradoxal, avem un candidat care vine cu sigla PNL-ului pe tricou, dar el de fapt a intrat în PNL anul trecut, când a venit din UNPR, care s-a rupt din PSD, unde a fost membru la momentul respectiv. Eu nu am contracandidați. Eu în această campanie voi face tot posibilul pentru a obține voturile romașcanilor. Ce fac ei este strict problema lor. Și a doua chestie de care vă ziceam că ridică suspiciuni, dumneavoastră sunteți mai bine informată și cei din presă în general sunt mai bine informați decât poate știu cetățenii. Ce partide, ce firme dețin în Roman? Sau membrii ai căror partide dețin firmele care fac lucrări publice în Roman? Și există contracte recente care ridică niște semne de întrebare, adică semnate de o administrație, date unei firme din alt partid. Dar nu e treaba mea. Eu sunt aici pentru voturile romașcanilor. Deci nu sunt din presă, nu fac critică de pe margine. Te-a surprins cumva invitația unuia dintre candidați de a face echipă cu celălalt candidat, nu să fie viceprimar? Da, da, am auzit discuția, domnul Neculai zicea că el poate lucra foarte bine cu domnul Micu, domnul Micu zicea că și el în 2020 va lucra foarte bine cu domnul Neculai dacă va fi acesta consilier local. Ce invitații sau ce înțelegeri fac ei pe față sau pe la spate, e strict problema lor. Eu voi lucra nu cu o anumită persoană, ci cu aparatul de specialitate din primărie, care deja există, și cu toți membrii consiliului local. Indiferent cum se vor numi ei, vedem că se pot schimba și de pe o zi pe alta. Ultima mea întrebare. Spuneți, vă rog. În 2012 și în 2016, ce fapt important, s-a votat omul și nu partidul. Care este îndemnul tău de această dată să se voteze la primăria Roman omul? Promoțiunea politică va fi interesant ca modalitate de vot a cetățeanului. Spre ce se va îndrepta? Spre un om sau spre un partid? Eu vă recomand să vă uitați în campania electorală pe afișele tuturor candidaților, că probabil vor fi mai mult decât trei, și să vedeți ce sloganul și imaginea cui vă inspiră mai mult, pentru că sloganuri avem cu toții. E prin natura lui, devine slogan când îl pui pe afiș. Dar mă tem că romașcanii au fost învățați de-a lungul timpului și românii în general au fost învățați să creadă în niște sloganuri goale, care s-au dovedit a fi goale ulterior. De-aia eu propun să facem o campanie cu mai multe planuri și cu mai puține sloganuri. Dar e important cum te adresezi. Cum mă adresez? Radu Samson sau votați candidatul USR? Votați Radu Samson, candidatul USR. Am o scurtă intervenție, drept comentariu la
la întrebarea dumneavoastră, dacă în foarte multe orașe din România perioada de precampanie este foarte violentă, să știți că mă bucur că la Roman se face foarte multă diplomație. Vorbim de o altă calitate a limbajului politic și a relațiilor și mă bucură faptul acesta. Este un progres. Pe de altă parte, Constantin Brâncuș spunea că la umbra marilor copaci nu crește iarba. Nu o să spun nimic despre care sunt copacii celorlalți doi candidați, dar vă spun că Radu n-are copac. Noi creștem împreună. Noi creștem împreună, da. Întrebări, dacă mă vreți? Cătălin Corgămanu de la Ziarul de Roman. De ce nu ați candidat la alegerile de anul trecut, la primăria Roman? Nu m-a tentat niciodată ideea de a fi parlamentar. Consider că... Locale. A, la locale? De ce nu am candidat la locale anul trecut? Exista doar USB la momentul respectiv, nu exista încă USR la nivel național, așa cum există acum. Iar ce să vă spun? Am tot auzit în Roman că, așa, din ureche în ureche sau din gură în gură, am tot auzit că e importantă susținerea unui partid, lucru care sunt de acord într-o destul de mare măsură, dar doar dacă vorbim de susținere și nu de buget pe care îl oferă contra obligații pe care ți le asumi din partea unui partid. Mă simt privilegiat să pot candida din partea USR-ului pentru că colegii mei sunt oameni și nu doar cei pe care îi vedeți în sală, noi suntem mult mai mulți și sunt oameni care au expertiză în toate domeniile. Și în momentul în care am o problemă, pe drept administrativ, pe absolut orice vă puteți imagina, în USR există un om care are expertiză în domeniul respectiv și la care pot apela cu încredere pentru un sfat obiectiv. Și de asta consider că e mai ok să candidez din partea unui partid, cum e USR-ul, decât din partea unui partid istoric, să-l numim, sau de ce nu singur. Tot respectul pentru cei care vor să candideze independenți, dar, din păcate, România nu cred că e încă foarte pregătită pentru capacitatea individului. Deci încă... Întrebarea noastră conține un răspuns greșit în interiorul ei. La nivel de Roman sunt 57.800 și ceva de alegători în listele electorale. Din nou, o lege electorală gândită de partide vechi și cu interese obscure zice că candidații din partea partidelor trebuie să strângă la nivel de municipii 1% sau minim 500 de semnături, 1% la Roman înseamnă 600, 580 ceva, și că tot era vorba de candidați independenți mai devreme. Le strângem. Sunt sigur. Și că tot era vorba de candidați independenți, candidații independenți trebuie să strângă 1000 de semnături, tot datorită aceleiași legi defectuoase. Eu sper să reușesc, măcar din solidaritate pentru oricine ar vrea să candideze independent, să strâng 1000. Cam acesta e scopul meu. Ai fost văzut în prezența liberalilor la un moment dat. Da, recunosc. Poți să ne explici acel episod? Da, am fost văzut în prezența liberalilor și pot să vă zic cu toată sinceritatea și demonstrabil legal că USR este singurul partid pentru care am semnat o adeziune de când sunt cetățean major cu drept de vot. Am prieteni foarte buni în PNL, în organizația de tineret a PNL-ului și nefiind încă implicat politic în trecutul recent, din solidaritate pentru ei am participat la acele acțiuni, pentru că, așa cum spuneam, și noi nu se ne ajutăm și eu consider că prietenii în general trebuie să se ajute între ei. Mulțumesc. Cristian Furios, la Roman 94, vorbeați mai devreme de contracandidații noastre care au trecut de la un partid la altul și așa mai departe. Totuși, știți mai bine că Romanul este un oraș tradițional politic, adică cotează de obicei partidele puternice. Dumneavoastră sunteți o persoană care nu are nici trecut istoric, nici trecut politic, nici experiență. Ce ar face pe romașcan să mă voteze? Eu zic că romașcanii sunt pregătiți,
să voteze un candidat puternic de data aceasta și nu un partid puternic. Și nu numai un partid puternic. USR-ul este un partid puternic, avem și probabil veți vedea în campanie 10% din Parlamentul României va veni la un moment dat în Roman, în campanie electorală. Deci dovadă mai mare de putere de atât nu cred că există. Să aducem 10% din Parlamentul României prin grupuri parlamentar USR la Roman.